Bună seara și bine ați revenit la O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Și pentru că e frig afară, frig în sufletele unora, pentru că este o situație tensionată, ne-am gândit în seara asta să venim cu ceva relaxant și l-am invitat în platoul nostru pe un foarte bun prieten de-al meu, pe Pai Bin. Bună seara, Pai, bine ai venit la noi! Bună seara, bună seara! De mult încercăm noi doi să ne întâlnim în emisiune. Pai, ești de 14 ani în România. Da. Ești șef bucătar, da? Da. Și vreau să te întreb ce părere ai de situația noastră acum, de faptul că oamenii ies în stradă. Fiecare om a ieșit cu părerea lui, este stradă, să strică pentru dreptul lui. E libertate, e democrație. E democrație, da. Este anul nou chinezesc. Sau a început anul nou chinezesc? Da, a început anul nou chinezesc. Așa, este anul cocoșului. Cocoș de foc. Spune-ne, Pai, cum sărbătorești sau tu sărbătoreai anul nou? Sărbătorii ca toate în lume. De obicei, sărbătoarii de anul nou chinezesc să vină toți în familie, să întâlniți împreună și stau la masă, mâncăm. Am înțeles că 15 zile de sărbătoare? Da, 15 zile. Cum adică voi sărbătoriți anul nou 15 zile, jumătate de lună faceți revelioane? Da, jumătate de lună. E fiindcă de un an și o dată. Dar la 15 ianuarie anul ăsta de anul nou, iarăși e o sărbătoare mare, atunci o să mănâncă niște deserte speciale. A, să mănâncă numai dulciuri. Atunci eu... În ultima zi de sărbătoare, da, cum da, ar fi. Da, da. Și în prima zi de sărbătoare? Prima zi de sărbătoare să mâncăm o masă mare, având toate, carne, pește, frute de mare. Voi aveți tradiții. Credeți? Aveți ceva specific de pus pe masă în ziua de anul nou în care să vă poarte noroc? Că deja noi am preluat totul de la solți de pește, portocale aruncate pe jos. Da, exemplu pește. La pește este o oferă de mâncare neapărat trebuie să fie de la masa de la anul nou chinezesc. Pește la noi se mănânce fiecare anul să mănâncă pește. Yu înseamnă că să mai lămână pentru anul ăsta. Adică nu cheltuie toate. Adică să mai păstrează. Pește eu... Adică nu mâncați tot peștele? Sau cum? Nu, nu, nu. Mănâncă pește. Pește la limba chinez este yu. Ah. La yu înseamnă mai lămână. Aha. Cu ceași. Și spune că să mai lămână de banii pentru următoare, nu să cheltuie. A, deci practic da. să nu pierzi bani, da? Da, și atunci da, da, de asta aducă și norocul, adică tot timpul să și peștele acela pe care îl preparați, e un pește anume pe care trebuie să-l mănânci de anul nou sau nu contează? Nu contează, cu fiecare care gustul place. Noi chinezi mănâncă multă crab. Crab. Pește crab. Și face diferitul sos. Crab. Nu, e crabul, la noi sunt ăia cu clești? A, fără clești, a, cu deci, coadă. Pește cu, a, da, e un crab cu coadă. Da, da, notă la apă. Da, da, care notă. Așa. Da, da. Și face diferit sosul. Sosul dulce și sosul picant aromat. E foarte bun, foarte bun. Și mie place multă pește. Și în România avem multă pește. Exemplu, place și eu multă pește șalău. Puteam să facem un fel de mâncare cu pește șalău, pește veveriță, are o coadă de veveriță și sos dulce, așa, e foarte bun. Bun. În afară de pește, altceva specific pe masa voastră de anul nou? Măi, ca să știm, să păstrăm, să ținem minte. Deci în prima zi mâncați pește, a doua zi ce mâncați? Pește. A treia zi, pește? Nu, e sunt o masă mare și avem multe de mâncare. Exemplu, pachetele de primăvară. Pachetelele de primăvară, toată lumea da. Atâta știe. Cred că, ia zi tu, în România, ce cere românul când cere mâncare chinezească? Pachetele de primăvară, coțurnaș, chifteruțe cu susan. Prăjiturile alea cu răvașe sau... care-i semnificația? Asta le aveți în anul nou? Plăcintă cu răvașă? Da, plăcintă și aia. La untru punem fel de pirețelu. Așa. Și
spune că fiecare să nimerește ce noroc având anul ăsta. Tu crezi în asta? Distracție. E distracție? Distracție și o tradiție. Distracție pentru... Da, e o tradiție. E de anul nou. Am înțeles că aveți acel spectacol al lanternelor. Ce înseamnă asta? Da, spectacol al lanternelor. Sunt organizat de la un parc special și înăuntru mulți, fiecare pune de asta lumina, multă lumina. Exemplu, anul cocoș, sigur să fie un cocoș mare cu lumina multă, frumoasă. Tu știi, ai habar de astrologie? Pentru tine ce înseamnă anul cocoșului? Eu sunt cocoș, eu sunt născut deci, de anul cocoș. Deci anul cocoșului este un an bun pentru tine. Anul pentru mine. Eu sunt născut anul cocoșului. Exact, noi sunt de 12 ani să lulează de la zodie. Și ce fel de cocoș ești tu? Eu am născut anul cocoșului de lemn. Și anul ăsta este cocoșul de foc. Deci e de bine sau de rău asta? E cu de focul, bine. Cu lemnul? Cu... Focul arde lemnul și să fie mai bine. Da? Mă rog, nu știu dacă asta spune, dar e faptul că tu ești foarte optimist. Deci da. Tu ești foarte optimist. Ai venit în România. De ce ai venit în România? Vreau să mai cerc ceva nou. Și atunci, când erau mai mică, îmi place să văd la fotbal. Și primul că am cunoscut pe România este Hagi. Așa, deci da. Hagi te-a adus pe tine în România? Nu, că nu Hagi am dus pe mine în România. Dar știai de Hagi. Știai de Hagi, da. Dar știai, așa ai auzit de România. Da, auzit de România. Așa. Și de la întâmplare împing cineva, am făcut legătură, puteam să lucrez aici. Și a venit, când a venit, sunt foarte tânăr, am 22 de ani, a venit în România și vreau să văd ceva nou. Fiindcă la noi țară atunci e arfă și zic că țară străină, Europa, o mergem să văd toată lumea ceva vrea nou. Să meargă în Europa. Și ce ți s-a părut ție în momentul ăsta când ai venit în România? Ți-a plăcut? Ai rămas? Te-ai căsătorit? Ai un copil? Da. Da? Deci înseamnă ce ți-au plăcut? Fetele? Da. Ia spune-mi, povestește-mi tu cu fetele când le-ai văzut, că eu spuneam ție, măi bai, eu n-aș fi deosebit un chinez de celălalt până da. Ia zi tu cum era cu fetele. Când ai venit? Cu fetele când era prima zi, eu am aterizat avionul seara. Și seara aia n-am văzut pe nimeni. Așa. I-am dormit. Toa zi dimineața, merge strada să văd. Majoritatea, pentru mine, prima impresia, majoritatea fetele sunt blonde și arată totul la fel. Așa, că n-am făcut diferența. Așa, bun. Și de încet, încet se vede diferența de fiecare. Deci dacă ne ducem în China, trebuie să stăm mai mult ca să facem și noi diferența. Cu sigur. Din ce zona China ești tu? Din Sichuan, Chengdu. Așa. Unde sunt ursul panda acolo. Unde e ursul panda? Deci da. Este mai cald, am înțeles. Da, acum are, la China are, unde stau eu, are 16 grade. 16 grade, deci este minunat. Da. Cum te-ai obișnuit cu frigul de aici? Pune mai multe haine. Pui mai multe haine? Și zăpada? Ți-a plăcut? Îți place iarna? Da, place, dar început place. Acum 5 ani a nins foarte mulți atunci și nu mai place, că merge greu. Da. Da. Bun. Pentru perioada de vară și pentru perioada de iarnă ai mâncăruri diferite? Recomanzi mâncăruri diferite? Sau la voi, în China, aveți frig și aveți și mai cald? Aveți pe zonele astea mâncăruri diferite, bucătărie diferită? Este bucătărie diferită. Exemplu, eu sunt de mâncare sichuanez, să mănâncă mai picant, mai aromat. Și mai sunt mâncare cantonez, mâncare pechinez și ei mănâncă un pic arfe. Mai picant, ce înseamnă mai picant? Mai mult paprika? Mai multă ardei iute. Mai multă ardei iute, așa. Și pasă de ardei iute. Și combinată cu diferite condimente. Voi aveți foarte multe condimente, da? Condimente care până la urmă sunt foarte sănătoase. Chiar studiile au arătat că... gingerul, da? Ginger, da. Da, gingerul.
îl putem folosi și în perioada asta, în de iarnă, în perioada asta de frig, contra răcelii, pe căile respiratorii, pentru căile respiratorii digestive foarte bun. Gingerul este... Ce este? O rădăcină, da? Da, e o rădăcină. Băi, unde, cum se găsește? Pur și simplu crește în pământ? Te întreb. Găsește la supermarket. La supermarket. Deci nu te interesează mai departe de unde, cum a provenit ea. Există este o rădăcină, fermă cristă de ginger? Este. Da? Este special. Așa. Bun. Și atunci am văzut pentru răceală foarte mult ceaiurile de ginger. Da, ceai de ginger. Ea, spune-ne, eu niciodată n-am știut pentru că nu-mi place gingerul, dar am văzut că dând rezultate la foarte multă lume pe care îl folosește, cu rezultate chiar excepționale. Dând tu mie soluția, am citit, mă, cum faci ceaiul de ginger să fie bun? Că așa iau o bucată de rădăcină de aia, o pun în oală, o fierb și o beau. Nu e așa. Nu e așa. Nu e așa? Mi se părea cel mai simplu. În ginger, cumpărată la magazin, trebuie să curățăm puțin de coajă. Și coajă poți să păstrează pentru supă. Noi folosește la supă. Și înăuntru miezul e mai galben, așa. Și să tai mănunțele, așa. Și pune apă fierbinte pe ei. Și lăsam 2-3 minute, eu face culoare mai galben, așa. Atunci beau. E foarte deci simplu. Este prima rețetă diferită de tot ce am citit pe internet. Deci toți o iau orad, gingerul, nu știu dacă îl curăță sau nu, îl pui să fiarbă un minut în apă fiartă și după aia lași în abur 30 de minute. Abur? În abur, adică îl lași și acolo acoperit, înțelegi? După ce a fiert un minut în apă gingerul, îl pui un capac și stai 30 de minute. Tu dai o soluție altfel. Deci simplu. Îl razi, pui apă fierbinte peste el, da el crud, aștepți 2-3 minute și îl bei. Da, e simplu. Așa îl făceai tu de când erai la mama acasă, copil? Când erai răcit. Când erai răcit, numai atunci. Nu-l beai de... Da. De... Și când erai răcit, mai e o rețetă de la mama. Vechi. Ia zi-ne-o, că uite... Pune oțetă chinezesc. Ce înseamnă oțetul chinezesc? Oțetă chinezesc, oțetă negru. Așa. Oțet negru de orez. Taie ginger și pune înăuntru și fierbe în casă. Adică fierbi oțetul ăla cu gingerul? Da, cu gingeră, ca să omoră microbii de aer. A, și lăsai să fiarbă în casă, aburii aia sterilizau, cum asta spune. Da, sterilizată un fel. Da. Aha. Nu te punea să tragi cu nasul de acolo? Nu. Știi că la noi e cu ceapa. Pui ceapă, o fierbi. Păi, deci era chinul copilăriei mele. La bunici mă puneam un prosop pe cap și să trag, mi se părea cel mai groaznic lucru. Da, noi cu ginger și cu oțetul negru. Bun, dar nu te punea să tragi deasupra oalei? Nu, că fierbe acasă, practic, la bucătărie cu geamul închis, să sterilizeze aer pentru răceară. Pentru răceală. Și îți dădeai ceaiul de ginger separat, ginger cu oțetul negru fierbea pe aragaz. Da. În copilăria ta, mi-ai spus, deci au fost vremuri mai grele. Noi știm, poate China a avut și perioade foarte sărace. Ce ți-aduci tu aminte, îmi spuneai dimineața sau pentru tine e o regulă băutul pentru mine e băutul laptelui fiecare dimineață. La vreme eu sunt născut anul 80, deci atunci China nu e așa, zic așa, bogat să permite toate copilul să beau lapte, dar atunci fiindcă cu lege la noi e majoritate familie doar singurul copil. Și se beau părinții practic scoate orice să fie copilul sănătos. Se beau lapte de dimineața obligatoriu și mănânci niște puinici de făină albă de la abur. Nu prăjit sau nu de la cuptor, de la abur și un fiert. Păinicile alea sunt foarte bune, da, știu că am mâncat. Ai senzația că mănânci, mă rog, e dulce pâinea de la abur, nu? Sau nu neapărat? Da, e dulce. Știu că e tu mie mi-ai dat o chestie dulce, foarte bună. Da. Așa și obligatoriu dimineața și seara, da? Seara nu mănâncă. Asta e chiar, vorbesc despre sănătate. La seara nu mănâncă cinestice de mâncare, mănâncă niște supă de orez, niște murături, niște pâinici. Și seara, multă timp, chiar nu mănâncă niciun pic de carne.
la masa de seară. Nu, e regulă să mănâncă 3 mese pe zi, dimineața la 8. Dar ceea ce tu respecti și acum. Acum... Bine, nu, stai că o să povestim în curând cum respecti tu, cum mănânci tu sănătos și cum treci vis-a-vis să mănânci o șaormă. Asta e partea a doua. Da, da. Bun. Deci seara, deci nu se mănâncă deloc. Care e ultima masă? Ultima masă era 6. Deci voi aveți un mod de viață extrem de sănătos. Așa îmbișnuit. De exemplu, la China, toate restaurant, să te schide dimineața până la 12 și la 2 închide. La 2 până la 5 deschide pentru masă de 6. Că chineză sunt învățată la noi, fiindcă e comunistă. Și așa am învățat când eram mici, dimineața 8, 12 și 6. Și atunci restaurantă la ora 12 și la ora 6 seara sunt prim. Toată lumea merge la ora aia mănâncă. La aici, la România, iarfe. Când e foame, adunci. Ți se pare bine lucrul ăsta? Ce că ca afacere, da, este bine să mănânci la orice oră. Dar sănătos, nu. Faptul că aveți un regim de viață extrem de calculat și 3 mese pe zi și sunt respectate și sunt respectate. Da. Acum, deci tu îmi vorbești de 14 ani ești în România. Deci vorbim cu 20-25 de ani în urmă, da? Uh-huh. Atunci chinezii respectau aceste mese. Da. Acum, mai este așa? La fel. Părinții mei la fel. Fiecare zi așa mănâncă. Poate ori să ne dea colegii din regie poze, să vedem pe mama ta, da. Da, pe care eu am crezut că este sora ta. Ăsta oare să fie secretul mesele regulate? Nu, secretul eu citeam și știi că... uite, aici este, deja se vede soția ta care, da, pe perioada iernii, da, stă în China cu părinții tăi. Da, da. E mai bine, aveți un copil mic, un copil nou născut. Da. Mănâncă vată de zahăr, aveți voie să mâncați vată de zahăr? E de la vată de zahăr, e un fel de dulce. Avem voie. Aveți voie. Între, da, mese ce mâncați voi? Nimic. Nimic. Între mese nimic. Deci, practic, dulcele, voi îl mâncați... Doar așa. Cu masa. Sau mâncați dulce? Nu prea mănâncă dulce. Știu că tu ești un mare mâncător de... Ești un mare mâncător de carne, tu ești... Mănâncă carne. De ce mănânci atâta carne? Este sănătos să mănânci atâta carne? Nu mănâncă foarte multe, eu mănâncă că-ți carne place. Și cu legume combinat. Da. Mm. Uite că mă gândeam secretul. Am vorbit de ceaiul de ghimbir. Da. Știu că la un moment dat, fiind foarte răciți, ne-ai oferit ceai de crizanteme, doamnelor și domnilor. Ceaiul de crizanteme arată foarte frumos, adică au floricele de crizanteme, dar gustul, mă rog, mai mult sau mai puțin. Dacă îl bei așa, știu că ți se pare ceaiul de crizanteme minunat. Mie nu mi s-a părut minunat. Da, eu beau aproape fizinic. Știi că pentru chinezi ăsta este secretul vieții lungi? Se spune că foarte mulți chinezi ating vârsta de 100 de ani. Wow, e bine. Datorită ceaiului de crizantemă. Știai? Nu știam, dar n-ai vrut datorită... Dacă îmi spuneai asta de când te-am cunoscut, păi mă beam la cei de crizanteme, deci deja mă abonam. Chiar dacă gustul lui... Am văzut că poate să mai pună ghimbir în el sau... Goji. A, așa. Și goji. Iarăși, ce sunt cu gojile astea? Mâncați? Consumați? Și la noi au apărut în ultimul timp, acum toată lumea mănâncă goji. Voi cum le consumați? Consuma tot așa, mur de la ceai și de la băutură. Să pune am văzut goji. Că aveți țuică de orez cu goji. Da, țuică de orez cu goji. Că alcool. Consumați alcool voi? Da. Noi consum alcool mult, mai ales că China consumă ăsta de 5 gerari de asta de orez. Adică 5 feluri de orez? 5 feluri de orez. Așa. Da, așa și facem un țuică. Așa. Foarte bun. Da, eu nu sunt învățată. Părinții mei care... Mie mi s-a părut extrem de tare. Da, extrem de tare. Când ai venit în România și ai băut țuică sau palincă, cum ți s-a părut? Extrem de tare. Extrem de tare. Da. Vezi vreo diferență? E mai bună țuica noastră sau mai bună țuica de orez? Țuica voastră e bun de brune, au miroase foarte mișto, dar nu pot să beau
că m-am învățat eu când era mai tânără, am învățat să beau bere. Așa. Să beau vinul când a ajuns aici. Mai beau mai mult de vin albu și am învățat să beau vin albu cu apă minerară. Spritz se cheamă la noi. Spritz. Așa. Voi aveți spritz la voi? Vin aveți? Nu. Nu? Nu, nu avem noi vinul. Deci nu mai... Avem niște fapte că de vinul, dar noi facem vinul nu ca la vină voastră, așa. Noi vin, majoritatea e suc, zic că e sucul de strucuri. Mm-hmm. Nu e așa. Cum e mustul la noi? Must? Tu știi ce este da, mustul? Da, must, știu ce că e. Și cum îl mențineți must așa pe toată perioada? Nu e ca must, e un fel de vin, dar e dulce. Eu cred că am pus zahăr. Aha, când bine, ajuns ceva aici, trebuie să țină, da. Da, eu când am ajuns aici am pus vin, vin adevărat, a început nu plac și după ce... Și ai pus niște zahăr întâi? Nu, no, m-am pus. Nu? Iată să ne întoarcem la ceaiul de crizanteme, da. Pentru că e bine să rămânem cu ceva pe perioada asta de iarnă, unde răceala a doborât o grămadă de lume. Da, da. Mă rog, mult spus a doborât, mă rog, trecem și peste răceală. Ceaiul de crizanteme. Eu am văzut că sunt niște flori de crizantemă pusă în apă. Te-am întrebat. Păi mama mea acolo la curte are o grămadă de crizanteme. Deci pot să iau crizantemele alea, să le usuc și să fac ceai de crizantemă? Nu pot. De ce? Că ceai de crizanteme este un crizanteme special pentru ceai. Nu știi e... ceva ce are special? Ce crizanteme special? Că eu le-am văzut niște floricele mici. Floricele de calbe. Păi și noi avem... Da, eu soi specială. Aurii, eu, da? Asta, la speciale de ceai, nu-i de asta de frumusețe. Nu? Da, da, da. Și putem să-l cultivăm? Crește la noi ceaiul ăsta? Pardon, ceaiul, crizantema? Nu știu. Crizantema asta? Crizantema de obicei de aproape de doamnă, atunci se crește. Noi știm că, cred, dar... Cresc în China sau poate să crescă și în România? Poate, aduce în crizanteme. Poate, poate. Nu-i păcat dacă tot pune în crizanteme? Și pentru că lumea nu cred că știe. Uite, eu personal n-am știut până să te cunosc de ce ai de crizanteme. După ce am și citit că-i secretul vieții, bine, acum depinde și cât trăiești mult. Dacă trăiești bine și frumos, poți să trăiești mult. Da. Am înțeles că faceți, aveți și un suc de crizanteme? Da, just. Poți să faci și sucul de crizanteme. Te rog, întâi spune-ne cum faci ceaiul de crizanteme. Aceste crizanteme le găsești în marketurile chineze, nu? Da, dar la magazine chinezesc. Da. Trebuie să căutați. Fugi simplu, apă fierbinte și pune pe ei. Exact ca la ghimbir. Ca la ghimbir. Nu fierbi. E de ceai sunt uscate așa, dintre la apă și e să deschide ca o floare. Exact, face-o ca o crizantemă. Aia inițial nu arată ca o floare, se deschide să după ce pui apa? E uscată, așa e strâns. Uh-huh. Când pune apă, e să desface. De-aia mi s-a părut mie că seamănă cu crizantemele din grădină. Aia da. Și mâncam. Adică mâncați eu mănânc. Crizanteme da, de astea? Și eu și mănânc. Cum mănânci? Iei floarea și o înghiți? Da. O mesteci? Da, mestec. Nu e, e puțin amărui așa. E foarte amărui din punctul meu de vedere. A, da. De la fiecare pastile. Când e la noi... Când... Păi da, e bine, când pastila e amară, pilula, bulina e amară, nu spargi în dinți. Deci o înghiți. Asta, floarea asta e greu să o înghiți întreagă așa. Da, noi, eu sunt obișnuit. Așa. La noi medici în chinezesc, că nu dau pastile. La medici chinezesc, te duci, exemplu, tu este răceară. Te duce să-ți dau niște asta, brandă uscată, floare uscată, fel de chestie uscat, de așa, și pune o oală de lut negru și fierb. Și fierb. Ei pun, ei fac amestecul ăsta. Ei face amestecul ca un pachetel. Eu dau un pachetel de hârtie așa frumos și aduc acasă, pune la oală de lut negru, fierbe și beau zeamă. Zeamă de aia e negru-negru și e foarte amară. Și la noi, când era mică, când e răcire sau când e bolnav, zic, la vremea aia nu are orice chestie pentru bolnavul, de-asta pastiră. Și mai aberează de la medicii de-asta vechi și beau de la oară aia, e foarte mare, când toți copilul fugi, pune pe nas așa și închide. Și acum... La chizandime. Acum medicii voștri mai dau amestecul ăsta de plante? Da, da. Ce fel de medic? Este un medic... la orice fel de medic te duci și îți dă asta? Nu, noi avem și facultate de medicii speciale, de medici în China.
Așa. Cu blandă, fel de blandă. Fiecare blandă are rolul, bun, ei. Rolul ei și combină să fie un fel de pastire. Să bea, adică la noi zice că medici în China că beau așa, adică cu lichid și vindecă pe tine natural. Adică nu strică organismul, nu strică corpul. Deci, din copilăria ta, tinerețea ta, adolescența ta, practic când erai bolnav, te duceai, îți făceau o mixtură, ei știau ce plante să aleagă, dar consultai medicul, nu făceai singur, sau știau părinții să facă și acasă singur să amestece astea. Nu, te duceai la specialist. Da, 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 te duceai la specialist, ei să pune toate împreună, pune pachete, spune pacheta asta 3 ore pe zi. Adică fierbe 3 ore, bea 3 ore pe zi, pe la apă. Îi vindecă mai greu, dar e mai bine, știi, să treacă mai încet. Dar aici, dacă când ne recită, iau o pastire, poate treacă. Noi... Tu aici ai pastile? Sau te vindești singur? Cu crizantemă? A luat pastile, m-a recit singură tată. Așa. Aici și a luat niște pastile, dar de 2 zile am trecut. Uh-huh. A simțit... Ginsengul. Ginseng, da. Ce ginsengul? Ginseng e o rătăcină. Așa. E de rătăcină. Tot e un plant foarte, foarte, foarte sănătos. Așa. Și la ginseng poți să faci multă și mâncare. Și ginseng e ofertă medicament pentru noi. Cum îl găsiți voi? Sau cum? Pentru voi e ca un fel de medicament. Da. Îl dă cineva, îl cumpărați. Cum arată? Dacă îl faceți mâncare, cum arată? E o rătăcină. E o rătăcină, are formă ca om, așa. Are sus așa, ca cap și corp și are niște rădăcină, un fel ca o mustață așa, zici că e picioare. Așa. Și o găsești, am înțeles că sunt calități în anumite zone ale Chinei. Da. E un ginseng bun, e adevărat? Astea sunt povești pe care le-am auzit de mult. Ginseng la noi e la vreme vechi. La vreme vechi, vechi. Așa. N-are cum să plantezi. Adică face aticultură cu ei și crește undeva la sorar. Doar să crește este simpatic. Simpaticiere de pe muntă. În sălbăticie. Da, sălbăticie. Așa, pe munte. Pe munte. Și e foarte greu de găsit. Și... Costă foarte mult. Da, și scump. Acum există ferme? Da, este ferme pentru ginseng. Dar bănuiesc că tot ăla a crescut în sălbăticie. Da, este cel mai bun. Deci de aici vine calitatea lui diferită. Da. Ce fel de mâncare faci cu ginseng? Cred că e mai bine decât să le iei așa. Nu mi s-a părut că e bun la gust? Ce gust are? Tot amar. Tocmai. Știu, am vrut să văd dacă nu m-am înșelat. Ai o gustă special. Ce mâncare poți să faci tu cu ceva amar? Ginseng, noi, exemplu, spunând ale revilionera noastră acum, are ofertă cu o găină. Găină, așa. Combină cu ginseng. O găină. Căină, o pasăre. O pasăre, căină, cu ginseng și cu goji. Așa. Deci fierbeți pasărea aia cu ginseng și cu goji. Împreună. Așa. Și este... Mai e bună la gust? Da. Mai pui sosuri? Nu. Beau zeamă. Bei zeamă? Da. Și găina o mănânci? Mănânc. Zi tu cum restul de mine, da? Pentru că noi românii... Voi folosiți bețele. Eu nu știu să folosesc bețele nici până acum. Cred că am o problemă... Da. De coordonare. Da, nu sunt chinezoaică. Bun. Faptul că voi puneți condimentele astea toate în mâncare, dar nu le mâncați pe toate. Voi mâncați anumite lucruri din mâncare. Uite, preferatul meu, puiul cu alune. Da. Da? Deci, până la puiul ăla cu alune, care este minunat și foarte bun și pe care l-am descoperit foarte târziu. Pui da. Alune da. Și încă o grămadă de multe altele. Da, da. Altele ce? Ghimbir pui. Ghimbir. Cât mai puțin, că mie nu-mi place. Da. Așa. Oricum, taie mărunțele și tu nu am simțit gustul. Ba da, simți gustul. Lasă, nu tata crezi tu. Pune mai puțin. Pune mai puțin. Așa. Așa. Și ustroi. Așa. Ceapă. Da. Soia. Așa. Oțet. Da. Un pic de zahăr. Sare. Aha, pui și zahăr. Sare. Da. Bun. Mâncarea nu-i prăjită, nu e fiartă. Da, fiartă doar găina. Puiul este tăiat de cupuțele mici. Așa. Așa, și trage înainte întâi puțin la ticaie o humpită ulei și până mă scoate și până mă aluncă la ticaie. Așa. Și pune
soia, oțet, sale, dar ardei. Dar voi nu mâncați toate alea, nu mănânci tot ce pui. Tu mănânci doar puiul sau aluna. Da, pui și alune mănânc. Gingerul. Ceapa, gingerul, usturoiul, nu mâncați. Alea toare a luat gustul. Exact. Deci aveți chestia asta, voi nu mâncați tot. Păcând aici... Din cauza asta folosiți bețe. De-aia folosiți bețe. Păcând aici, lumea... Nu, cu lingura, cu furculița. Dacă e cu lingura și cu sosul... Da. Deci voi folosiți condimentele astea, dar nu le mâncați după aceea. Da. Deci luați anumite... De ce? De ce nu le mănânci? Da, unii oameni mănâncă, unii nu. Nu e folosit condiment sau... Asta e pentru să iau gustul, să intre acolo. Și din casă să o mănânc cu pețe și alege carne și alune, exemplu, și legume. Și gingere, poate să și mănânc, poate să, ca de obicei, să lasă la fafrie acolo. Din cauza ei a luat gustul carne, gustul ginger. Cum este mâncarea chinezească? Cum se combină mâncarea pe care tradițională, pe care ești tu obișnuit de acolo, cu... Shawarma, măi, cum poți să te duci și să-ți placă shawarma? Din când în când. Din când în când. Da, am lucrat atâta timp la mâncare chinezescă, fiecare zi, că eu fac o mâncare pentru mine. Da. Mai sunt unii ori, mie nene. De lene, adică. Mie nene. Așa. Și am vis-a-vis lângă noi la restaurant, e o shawarmărie. Și fiecare dimineață mă duc să iau unul. Nu, acum mai te duci? Da, acum nu mai. Gata, acum nu te mai duci. M-am îngreșat. Și te-ai îngreșat? Și te-ai lăsat de shawarma? Te-ai apucat din nou de mâncare tradițională chineză? Da, da, da. Bun. Mâncarea ta chinezească, da? Mâncarea ta pe care o mănânci tu, nu e aceeași cu cea pe care o... Adică sunt diferențe, am văzut. Da, mâncarea ce am mâncat eu, fiindcă facem gustul pentru mine. E mai picantă și mai aromat. Multă lume, ce mănâncă tu, vină și gustă. E prea iute, e prea picant, prea aromat. Dar încet, încet, care colegii lucrez cu mine, încet, încet, place ce face eu de mâncare. Și ei a învățat să mănâncă picant. N-ai de nu mănâncă, te rog, încet, încet, mănâncă și ei picant. E un fel de mâncare picant, eu zic că și... Da, da, este un picant aparte. Adică atunci când nu folosești picantul ăla... chimic, artificial, faptul pui picant numai din ardei. Da, ardei uscat. Picantul ăla nu-ți face atât, adică nu-l simți, da? Foarte mulți au tulburări digestive după multe mâncăruri picante. Da? Pe când, în momentul în care este curată mâncarea și făcută curat, folosind numai natural. Da. Picantul ăla este un alt picant, îl suporți, nu te doare nici burta, nici stomacul, nu te arde, nu. Bun. Îmi spuneai că voi beți seara supă de orez. Da. De ce supă de orez? Adică nu mâncați orezul, supă de orez. Vă ține... Masa de prânz. Mănâncă orez și mănâncă carne, legume, mănâncă ceva consistent. Că de la ora 12 zice noi că mai avem jumătate orezul de zi. Orezul este la esențial. Orezul e bază. E bază. Ca pâine. Da? Bun. Și... Pâine nu mâncați. Acum mâncați pâine. Nu. Tu nu mănânci. Dar acum în China se mănâncă fast food-uri. Hamburger. Hamburger. Pâine. Deci au intrat fast food-urile, au început chinezii să se îngrașe. Hot dog. Da. Bun. Bun. Uite, totuși a pătruns. N-aș fi crezut, adică cu tradițiile voastre, n-aș fi crezut că chinezii o să ajungă să meargă la fast food-uri. Merge, pentru curios. Și după aia devin dependenți. Dependent, adică fast food... Când ai mâncat o shawarma, după aia nu te mai opreai. Da, da, e o perioadă aia, pune că afră maioneză e făcută ulei și cu ouă și cu mai multă, nu mai... Mâncam. Dar place gustul. E ceva nou și pentru mine. Capul de pește e ceva specific pentru voi să mâncați? Da, capul de pește, da. Ce mâncați mai de la capul de pește? Zilele trecute, acum două zile, soția mea și cu maica mea și cu taica mea, ei am fost la un restaurant de la specifică chinezescă. Special mâncăm capul de pește. Cum se prepară un cap de pește? Măcar să știm. Ce fel de pește? E o pește specială. E are capul mai mare. Nu știu cum se numește. E are mai multă carne și pe el, da, la capul și are un fel de, ce să zic,
ca un ceramist înăuntru, la cane, așa, și este foarte fragere și bun. La fel, ceva ce genul... Ce se face? Supă sau cum îl mănânci? Îl prepar cum? La abur, capul de pește. Întreagă, da, e frumos, la mijloc, pune o tigaie cu abur. Și așa? Pune ardeiul de roșu, ardeiul de verde tocat, ginge, usturoi, ceapă și cu sos și pune acolo labur, la beimarin. Și după ce scoate, pune niște urei de susan, sare și cu condiment. Bun, deci ideea e să data viitoare, când vii în emisiune, să ne spui cum se cheamă peștele. Îl putem găsi aici? E capul, din cauza capul e mare și nu are oase. Dar la corpul are multe oase. Și nu se mănâncă corpul, se mănâncă capul. Deci îl găsim în România? Peștele ăsta? Cred că găsește. Bun, să ne spui numele. Deci ai temă să ne spui numele capului de pește. Capul de pește. Șerpi? Ești șerpi? Fan? Rață? Șerpi să mănânc. Rață, da. Rață, da. Dar șerpi ai mâncat? Știi? Am mâncat. Da? Este bun? Prepare aici? Aici nu. Aici nu găsești. Nu găsești. Da. Și e vreo rețetă specială? Nu. Deci îți place pur și simplu. Altceva nu te întreb, pentru că eu am văzut, când te uiți, e foarte frumos să privești documentarele cu China. Știi că vorbeam, măi, insecte și de alea și de alea. Mănânci? Am văzut insecte trase în glazură de zahăr. Servești? Ai servit? Mănânci? Eu sunt bune? Am mâncat... Deci niște... clar nu prepari. N-am nu faci aici. Nu. Nu? Să faci. Nu unde găsești? Păi nu știu, să aduci din China niște insecte congelate și să ne prepari și noi să vedem cum sunt. Bine, nu cred, fără piciorușe. Nu cred că ai voie să intre la oameni, mă. Nu? La vamă. N-am voie. De care am, ce e? Niște insecte. Da, păi de ce? Nu sunt foarte bune? Chiar tu îmi spuneai. Până data viitoare, când o să ne aduci preparate, da, vreau insecte, vreau, dar fără picioare, te rog, să nu arate insecte, că suntem foarte curioși. Da? Vedem... Scorpionul sunt bune. Scorpion și astea, să ne dai rețete. Uite, așa sunt și eu curioasă cum poți să mănânci un scorpion, cum prinzi un scorpion să-l mănânci. Ai temă. Eu îți mulțumesc că ai fost la noi în seara asta. O să mai facem și te rog să vii așa, să ne mai vinzi câte o rețetă sănătoasă. Da. Da? Deci data viitoare, uite, azi am vorbit despre ginger, despre crizanteme. Hai să vorbim data viitoare despre pește și cum îl preparați voi, despre legume pentru cei care nu mănâncă carne. Da, și ne dai rețete, da? Ne vinzi din rețetele tale. Data viitoare. Ne spui secretele. Nu vinzi. Nu, nu, nu. Nu vinzi. Îți mulțumesc foarte. Nu vinzi. Da, da, doar da. Ne dai. Doar ne spui. Cadou. Îți mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag data viitoare. La revedere.